Gen, eu nu stau să mă gândesc să nu fac diferite chestii. Doar pentru că așa zice mama. Da, exact. E aha. Din... E din propriul meu, din educație. Da. Cred că contează educația. Și contează foarte mult să vorbești cu copilul. Ok. Să explici ce nu este bine și ce este rău. Adică, practic, ok, Albert, n-a văzut în casă că fumez, n-a văzut în casă că beau alcool, n-a văzut în casă nici de cum că sunt astfel de instrumente care îți dau o stare de bine. Da, starea da. De bine vorbim e dată de la droguri, noi în casă, spunem... da, de droguri. Așa, da. Starea de bine la noi în casă, da, instrumente, pentru că la mine starea de bine e dacă ascult o muzică și dansez în mijlocul covorului în living, sau adică mai sport. Degrabă. Da. Sau fac sport. Asta zic că nu ne certăm, okay. De n-avem certurile astea ca lumea. Okay. Că n-avem de ce să ne certăm, nu prea avem motive sau conflicte. Dacă te-a prins, Doamne ferește, fumând, dacă ai ieșit cu băieții, dacă... Eu sunt prea cu minte, efectiv, deci mă mândresc, n-am fumat niciodată, n-am mai niciun vape niciodată. Aha, oh, bravo! Și v-am mare încredere în mine. Azi mi-ai întrebat păi chestia aia. Păi vezi, te-am întrebat, la avioane n-ajungi? Că n-am mers înapoi. Dacă am bani, îmi dă Dumnezeu sănătate și așa să îmi iau private jet, private jet, mama. Îl omul vrea private jet. Îl pilotez dacă e. Zis, dacă are dar nu omul vrea private jet de la ea, vrea de la mine. I-am și spus că toată lumea îmi spune că măi, nu și-a luat carnetul de 16 ani, nu și-a luat carnetul, are 17 ani, o să-și le ia până de 18 ani, dar oricum nu contează prea tare că se duce la facultate. Și pe de altă parte i-am zis, Albert, să duci la facultate. Nu contează, eu de-abia știu să-mi iau carnetul. Ai deja casă? Da. Ha? Două. Două? Păi oare pe aia lui Adrian de la Otopeni? Da. Deci casa tatălui, cu strada, da? Cu strada aviatorului Adrian Iovan. Ai să nu? Ce mișto. Deci stă pe strada aviatorului Adrian Iovan. Ce frumos. Și normal mama casa, are casa... Are și mama casa în primăverii. Păi da, dar mama nu stă singură în casa aia. Importantă educația, mă, și știi ce e cel mai important? Să petreci quality time cu copilul tău. Pentru că asta s-a întâmplat în cazul nostru și se întâmplă în continuare. Eu m-am ocupat de Albert și am stat cu Albert. M-am ocupat de copilul meu și am stat cu copilul meu. La mine n-a fost situația asta în care m-am dus la serviciu și am venit seara când el dormea. Nu. Deci la mine serviciul este în aceeași, cum bine știi, serviciul este în aceeași locație unde este și da, asta ești tu norocoasă. Apartamentul. Nu, dar oricum ar fi fost. De-aia și am făcut condițiile astea. Da. Bună seara, dragii mei, iată-ne din nou la Ego Life, o emisiune care este, vă este dedicată vouă, cu povețe, cu sfaturi, cu povești, cu farmec. Până una alta, noi suntem aici așa ca un entertainment, dar unul de calitate. După cum au spus și majoritatea invitaților mei, s-au simțit bine în acest decor, iar noi am avut ce învăța de la ei. Cu siguranță trebuie să vă uitați și la această emisiune, pentru că am aici așa un fel de cuplu inedit. Este vorba despre o mamă care se află alături de fiul ei, care cred că în curând o să, atunci când o să se vorbească despre ei, o să se spună așa: tu ești mama lui, cu tare, da? Nu se mai spune tu ești fiul mamei. Ok, despre cine este vorba? Despre prietena mea și fostă colegă de podium, Romanița Iovan, alături de Albert, fiul ei. Bună seara, bine ați venit. Bine m-am găsit. În emisiunea noastră care se numește Ego Life. Și acum, știu că sunteți născut. Bineînțeles că mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru prezență. Știu că sunteți într-o plină campanie. O să vă zic eu despre ce este vorba. Dar vreau să zic așa. Apropo de ego, stai așa că eu am și o vârstă, Romanița, și uneori îmi zboară gândurile și nu mai știu să revin la ele. Ego, voi doi sunteți născuți în aceeași zi, da? Exact. La diferență de 42 de ani. Mamma mia! Da. Păi și cum stăm cu ego-ul? Pentru că e vorba despre această diferență între generații și e care pe care, nu? Apropo de ego. Nu. Nu? E eu cum zic că se completează. Poftim? Se completează. Știi de ce? Nu este cel mai important zodia, cât e și ascendentul.
Am înțeles. De exemplu, eu am ascendentul în leu și Albert are ascendentul scorpion. Ok. Păi și scorpionul când ridică coada, coada și spune, atacă. Spune, chiar spune, ceea ce este extraordinar, pentru că își manifestă gândurile și nu le ascunde. E important să știi ce gândește. Okay. Și facem debating. Tot timpul am zis că dintr-o contradicție poate să iasă lucruri frumoase. Ajungem la un consens până la urmă. Că sunt de acord cu ce spune el sau e de acord cu ce spun eu. Într-un final, suntem pe aceeași lungime de undă. Ok, dar Albert e cu show? E cu artificii? Ce? Mama, e așa sau e? Nu, ea tot timpul e așa cu show. Drama queen. Dar nu în sensul rău. Adică se exprimă, vorbește tare, asta mi-e puțin deranjul meu. Că vorbește tare, gen la telefon, gen, mai are puțin tipă, dar așa vorbește ea. Dar nu în sensul rău. Așa. Dar nu, asta vreau să zic, că nu ne certăm. Okay. Gen, n-avem certuri astea ca lumea. Okay. Că n-avem de ce să ne certăm. Nu prea avem motive sau conflicte. Dacă te-a prins, Doamne ferește, fumând. Dacă ai ieșit cu băieții. Eu sunt prea cu minte, efectiv. Deci mă mândresc. N-am fumat niciodată, n-am zis niciun vape niciodată. Aha, bravo. Și v-am mare încredere în mine. Wow! Deci, iată, v-am spus că o să fie o emisiune explozivă din punctul ăsta de vedere, pentru că, realmente, când auzi un băiat, acum, sincer, Romanița, un băiat în ziua de azi, măi, nu mai are maniere, nu mai e un gentleman, nici nu știe ce e aia, nu știe să se comporte cu o fată, face toate nebuniile de pe lume pentru că așa îi se spune sau așa îi se pare cool, nu-i așa, Albert? Da. Zi tu acum, că tu te-ai dus la școală, ai vorba aia, ai trăit viața asta și în generația asta care este total diferită de generația pe care am trăit-o noi. Am trecut-o noi. Da. Și eu vreau să știu cum gândește un tânăr în ziua de azi, astfel încât să nu cadă în aceste, știi, vicii. Acum nu știu, cred că mult de la mama cum am crescut ea pe mine, știi? Deci eu nu stau să mă gândesc să nu fac diferite chestii. Doar pentru că așa zice mama. Da, exact. E din, propriul meu. Din educație. Da. Cred că contează educația. Și contează foarte mult să vorbești cu copilul. Okay. Să explici ce nu este bine și ce este rău. Adică, practic, ok, Albert, n-a fost în casă că fumez, n-a fost în casă că beau alcool, n-a fost în casă nici de cum că sunt astfel de instrumente care îți dau o stare de bine. Da, starea da. De bine vorbim e dată de la noi în casă, să da, de droguri. Așa, da. Starea de bine la noi în casă, instrumente, pentru că la mine starea de bine e dacă ascult o muzică și dansez în mijlocul covorului în living, sau adică mai sport. Degrabă. Da, sau fac sport. Da, este generația sau mă uit la un film. Ta, Romanița, lor este total despre apropo de drugs and rock and roll, știi? Apropo de educație și de civilizație, pentru că până la urmă e un lucru foarte frumos, pentru Albert zice bună ziua și la un om după o stradă care mătură. Wow! Deci zice bună ziua. Da, interesant. Despre asta e vorba. Adică cei 7 ani de acasă. Da, de câte ori s-a întâlnit cu o fată, s-a dus întâi și a cumpărat un buchet de flori. Adică, Albert! Vezi, e o chestie, nu știu, adică e importantă educația, mă, și știi ce e cel mai important? Să petreci quality time cu copilul tău. Pentru că asta s-a întâmplat în cazul nostru și se întâmplă în continuare. Eu m-am ocupat de Albert și am stat cu Albert. M-am ocupat de copilul meu și am stat cu copilul meu. La mine n-a fost situația asta în care m-am dus la serviciu și am venit seara când el dormea. Nu. Deci la mine serviciul este în aceeași, cum bine știi, serviciul este în aceeași locație unde este și asta ești tu norocoasă. Apartamentul. Nu, dar oricum ar fi fost. De-aia și-am făcut condițiile astea. Da, eu mi-am făcut condițiile, exact. Așa, am construit această casă. A vrut ideea să fie așa, în să fie loc. Casa de modă la demison și la parter și unde ca locuința. Să fii apropiată de copilul tău, să te conectezi tot timpul cu el, cumva și să-l controlezi. Da, nu? Știi cum este până la urmă controlul ăsta trebuie să fie în sensul bun al cuvântului. În sensul bun, adică practic, am zis Albert, vorbim, indiferent ce se întâmplă, dacă se întâmplă ceva rău, eu sunt prima pe care tu o suni. Și putem să rezolvăm problema dacă aflu imediat. Dacă aflu prea târziu, poate nu mai pot să o rezolv. Da.
E interesant, știi, mă gândeam de acest bonding pe care îl aveți voi încă de la vârsta lui fragedă, dar asta cumva, bine, nu vreau să intru într-o zonă, mă rog, mai sensibilă, dar acum eu vă întreb, din cauza asta că aveai, nu știu ce vârstă, cât aveai, 7 ani? Da. 7 ani când tatăl tău nu a mai fost lângă tine și lângă voi, poate și asta a creat o dublă responsabilitate a ta față de el. Pe de altă parte, ai fost și mamă și tată. Nu, n-am fost tată. N-ai fost? Și nici nu voi fi vreodată. Opa. Numai mamă. Mm. Deci am zis lui Albert întotdeauna, tu ai tată, tatăl tău te... cum să zic eu, te veghează de acolo, de dincolo de nori. Și el e tatăl tău. El este tatăl tău. Nu e eu sunt tată. Nu există așa ceva. Eu sunt numai mamă. Și a fost foarte important. Și uite ce înseamnă până la urmă un pic de noroc. Pentru că cei 7 ani de acasă i-a trăit cu Adrian. Ce-ți mai aduce aminte din acei 7 ani? Acasă. Adică nu pot să analizez situația, adică întrebarea asta pe care ai pus-o, că nu aduc aminte destule să pot să compar sau să whatever. Am amintiri frumoase, nu, sincer nu mai am aminte foarte, 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 foarte mult, dar am așa niște gen spotlight-uri. Da, exact. Deci am amintesc destul să-l țin minte și să... Chiar cred că e acolo sus și că mă ajută în tot, știi, și mă duce pe calea cea bună, calea cea bună, știi. Ce frumos. Da. Simți că îți vorbește, că e... ai conexiunea asta cu da, el? Da. Eu, de exemplu, uite, am conexiunea asta cu bunica mea care m-a crescut. Și de fiecare dată când am o situație, o problemă, o ceva, mi se pare așa, știi, înainte să fiu, ca să nu fiu impulsivă, să iau o decizie de aia la nervi sau așa, mă așez așa frumos și zic, ok, ce mi-ar fi spus mama aia? Sau cum ar fi judecat ea treaba asta? Sau cum s-ar fi comportat? Cum ar fi acționat? Și mi se pare așa că am așa o voce interioară care îmi dă sfatul respectiv. Și asta voiam să te întreb dacă tu simți chestia asta? Dacă, că ea zice că a fost și este doar mamă. Dar pentru un copil, ca să crească, are nevoie poate și de mamă și de tată. Și de asta zic, poate da, nu simt lipsa asta că am fizică o voce, a tatălui. Nu simt că am o voce sau ceva de genul, dar simt gen... că am doar încredere că fiecare decizie pe care o fac va fi gen cea bună într-un fel la sfârșit. Poate nu imediat fac o decizie, zic că e proastă, poate a fost o decizie bună, știi, long term, știi? Okay. Și cred că a fost așa, influențată de sus. Ha, ce frumos! Da. Dar tu spuneai, declarai așa, că tu ai luat de la mama ta creativitatea, fidelitatea și frumusețea. Adevărul e că ochii ești albaștri, deci te poți așa, poți nota în ei. Și de la tata ce crezi că ai luat? Nebunia, păi, nu? Asta cu motoare. Da, din asta. Asta cred, adică nici nu pot să zic că mi-a dat-o prin vorbe, știi? Adică cred că mi-a dat-o prin sânge. Genetic. Da. Oricum mă dădea cu motorul când eram mic, gen la motorul lui, știi? Da, eu țin deci minte cred că când sunt am... niște chestii care au adăugat. Aha. Dar, sincer, mama poate să zică mai mult despre ce am luat de la el, pentru că ea cunoaște cel mai bine și pe el și pe mine, știi? Cred că mai luat dorința de cooking. Ha? Da. Pentru am că crezut că vrei să spui ceva de raliuri, de astea, nu de cooking. Nu, aia e clar. Adrenalina e clar. Păi da, Albert de când, nu știu, de câțiva ani îmi spune că vrea să sară cu parașuta. Adrian avea la activ 80 ceva de salturi cu parașuta, el fiind aviator, deci practic n-are treabă neapărat pasiunea de sări cu parașuta, faptul că a avut o meserie și a condus aeronave. Dar i-am zis, zic, Albert, nu știu, până la 18 ani trebuie să faci în principiu ce spun eu, nu ai voie altfel. După 18 ani n-ai decât să faci ce vrei. Dar eu tot sper că mai e un an până atunci să gândească un pic altfel momentul în care vrea să sară cu parașuta. Ți-e frică? Nu că mi-e frică, că la întrebarea asta îți răspund cu același răspuns pe care îl dau de fiecare dată când mi se pune această întrebare. O mamă curajoasă are un copil curajos și un copil curajos are o mamă curajoasă. Nu am voie să-mi fie frică de ceea ce ar vrea Albert să facă. Pentru că exact aș vrea să-l văd bărbat adevărat, nu să iasă dintr-un băiat o așa... Băiatul ăla care se ascunde sub fustele mamei, da, nu? Da, deci nu. Deci, practic, gândește-te așa. E vorba aia de ce ți-e frică, nu scapi. Da.
Pe de altă parte m-am obișnuit de mic, adică el a avut sporturi extreme, numai surful ăla care era și la distanță. S-a dus 3 ani la rând și era mic, 3 ani la rând în Portugalia, la surf. Deci eu visam numai bul de bâci, adică valuri. Numai valuri și când seama, deci el a venit acasă cu niște bunătăi și l-am întrebat ce ai făcut. Asta e pe bune? Da, pe bune. Nu mai ții minte? A venit. Era mic. Ai căzut după placă, ai căzut după placă. Am căzut, păi nu, placa este legată de picior, da, și ți-a venit în deci mi s-a încrâșat. Am căzut de pe placă, val, whatever. Valuri destul de mari în Portugalia. Nu mergeam la Constanța, mergeam la Portugalia pentru valuri mari. Și am căzut și mi s-a încrucișat aia de care leagă piciorul de placă în jurul gâtului. Și după, mă și roteam în apă, că știi că vine valul, are o forță imensă. Normal. Da. Deci nu poți să crede. Deci cumva e ca și când ai văzut moartea cu ochii. 8 ani, adică. Da, dar tu dai seama de ce eu viseam noaptea numai bâl de bâci. Da. El nu mi-a spus nicio secundă că a căzut după placă. Și așa, uite cum îți descrie acum. Și asta am aflat-o după ce am văzut că are niște vânătăi și mi-a povestit după ce s-a întors acasă. Și adică, dai seama. Și cred că ce ai simțit în momentul ăla? Nu ai interzis, nu ai spus, băi, gata. Gata, ajunge. Trei ani la rând s-a dus. Și da, a spus că ești nebună. Nu, da, gândește-te. Un grab de nebunie n-ai cum să nu ai. Adică e clar, crezi că-s cu un băiat. Nu este fată. Da. Adică fata era cu fardurile, cu coaforul, cu păpușile. Copilul ăsta e băiat și el e cu mașinile, acum asta e. Trebuie să-l înțeleg și practic dacă e să merg și să fac o paralelă între surf-ul ăla cu placa și cu legătura de la picior și cu ce s-a întâmplat versus toată povestea cu mașinile de 3 ani de zile. Nu știu care este mai... nu putem să comparăm până la urmă. Periculos. Periculos. Știi? Da, dar eu cred că totuși mie mi-ar sta un nod în gât de fiecare dată ca mamă să știu că copilul meu e așa, și știi, mie îmi stau sporturi extreme. Și mie îmi stau, am și eu niște... Asta e super safe, cu mașina asta e super safe, adică nu... Ți se pare super safe, că ai 17 ani, dar eu ca mamă mă gândesc că cred că mor și înviu de fiecare dată când te văd în cursele alea. De la 13 ani, da. N-avea 17 când a început. Oh my god! Da, gândește-te așa, dacă nu-i dai copilului putere, forță, încredere, mai ales încredere, trebuie să aibă încredere în ei. Adică indiferent ce face, doamne, îl încurajezi. Nu poți să zici stop. Gândește-te și tu, treci pe trotuar, se lucrează la etajul 5 la un bloc și scade în cap o cărămidă. Adică au fost cazuri de astea. Da, și corect. Ai fost curajos? Sau ai fost... Nu, se spune că ai ghinion. Aia e. Da. Înțelegi? Și vreau să treacă prin experiențele pe care și le dorește, pentru că până la urmă să zic că fiecare experiență îi dezvoltă personalitatea. Și da, s-a dezvoltat frumos, să știi. Păi să văd că s-a dezvoltat frumos. Și apropo de expresia asta românească, că așchia nu sare departe de trunchi, nu știu cum ai făcut tu, Romanița, cu el, că are toate calitățile fizice să devină manechin. Eu am încercat pe Fina să o bag în lumea asta și n-a vrut. La Liviu. Eu la agenția mea, că aveam propria agenție, da, normal, și mai. Mă, și aveam așa o, nu că frustrare, dar mă, știi, zic, vreau și eu să fac ceva pentru fimea, dar eu nu înțelegeam că încercam să o atrag în lumea mea, dar nu era lumea ei, știi? Da, exact. Și noi vedem lucrurile într-un fel, iar ei le văd în cu totul altfel. Și atunci, Albert, întreb pe tine, de ce nu te-ai făcut manechin, cum a vrut mama, nu? Că uite, presupun că te susținea, nu? Sau nu, deci nu l-am dus la Liviu. I-a Liviu Ionescu, agenția Emera. Stai, exact, să vorbim, da, oamenii, nu știu cine colegul Liviu nostru, da? L-am dus, i-a făcut și un buchi foarte, niște poze superbe. Era așa, mic atunci. Superbe. Și de câte ori primeam mesaj în ăla că este casting, are nevoie de Albert pentru casting, nu știu ce, îi spuneam, Albert, vrei? Nu, mă. De ce, mai Albert? N-a vrut. Nu, dar nici acum nu vrea. Păi, mă, deci ai trăsăturile exact ceea ce trebuie pentru lumea asta. 2. E o muncă frumoasă. 3. E destul de ușoară. 4. Faci bani. 5. Călătorești. 6. Se aruncă toate fetele la picioarele tale. 7. Devii celebru. Nu știu mai, sunt multe chestii. Dar pot să am toate astea fără să fac altceva. Cum așa? Ia zi tu, cum? Ia. Hai, păi, compară-mi tu meseria de model cu... Glumesc, că mie îmi place discuția. Și dacă, adică, nu știu, poți să fii... Nu sunt eu, nu vreau să mă fac actor sau așa, actor, cântăreț, adică sunt mai multe chestii publice care, așa, ar avea aceleași efecte, da, pe tine.
Ok. Nu știu, mi-a plăcut mie să fiu, nu sunt prea fotogenic, sincer, nu prea îmi place să fiu pozat, deci... nu știu să stau. Adică, păi da, te învăț, te învață mama. Mic, eram și mai așa, adică îmi plăcea la televizor sau așa multă lume, nici acum nu îmi place multă lume așa, să fie cu ochii pe mine, fizic, okay. Gen să am așa 100 de oameni, lumii din astea foarte bright, știi? Păi așa, mai pe chill, low light. Low light. Măi, mamă, ce știe. Deci omul deși zice că nu e fotogenic, dar știe foarte bine cum e cu lumina, știi? Vreau pe low light, eu vreau pe... Da, păi atunci, dacă tu zici că nu-ți place baia de mulțime, să faci baie de mulțime, așa se numește, dragă, da. Să dau niște ponturi din televiziune, așa. Păi cum e cu colecția asta pe care tocmai ce ați lansat-o de câteva zile? Am lansat-o... Scuză-mă, deci nu e asta. Scoate-mă din context. Da, da, deci să scoate-mă. O scoatem pe romaniță. Nu, că știu că vrea să zic că, nu? Vrei să zici că nu. E a mea. A ta, da. E a ta, e, nu vreau. Bun, să zic nimic. Mă scuzați, am folosit pluralul cât trebuia să folosesc singularul. Deci tu ai lansat o colecție de haine. Da. Why? Cum ți-a venit ideea asta? Cum de ai conceput totul singur? Deci de un an și ceva lucrez, din august 2022. Wow. Da, da, da. Și ziceam că gen într-o noapte, la 2-3 dimineața, mi-a venit așa, am început să fac research, gen ce fel de stil aș vrea să mă axez. A doua zi am făcut logo, a treia zi am făcut nume, adică nu, nume mai întâi, pe aia logo. Și ușor ușor s-a format prototipuri. Da. Din astea, unde luăm materiale, furnizorii, fabrică, chestii. Wow. Și mâine lansăm. Adică mâine de azi, da. Da, ideea este... Stai puțin, stai. Tu când ai avut ideea asta, ce imagine ți-a venit așa? Că a fost așa ca un vis, da? Deci te-ai trezit la 2-3 dimineața și ai zis, wow, fac o colecție. Imaginea era cu tine, pozând, având colecție, având succes, dar tu nu știi câtă muncă e în spate. Sau da. Știai? Nu știam. Și? Eram sigură că îl prind aici. M-am băgat în ceva cam greu, să fiu sincer. Aha. Gen, eu n-am deschis ghiozdanul acasă cu cărțile de când a început anul. Ups. Vă rog frumos, focus pe fața romaniței. Dar cu toate astea sunt bun, adică am grade-uri mai bune decât colegii mei din jurul meu. Care deschid ghiozdanul? Grupul meu din prieteni. Sau nici care nu deschid ghiozdanul. Care au meditații, care nu știu ce, știi? Dar tu n-ai făcut meditații? Niciodată n-am făcut. N-am băgat mama bani în meditații? Nu. Păi nu, nu că n-am băgat bani, n-am vrut. Stai, mă, deci este la British School. A băgat bani în școală. Și dacă, ce dacă e la British School, nu bagi meditații? După părerea mea, investiția în educație e cea mai importantă. Dar tu știi câți bani coști tu? Și pe mine m-a salvat. Câți bani? Ia zi tu, câți bani? Cu cât te susține mama în fiecare an? De n-ai mai deschis ghiozdanul. Zi? 25.000. De euro? Da. Oaleu, romanița. Am început cu 15.000 la creșă. Deci avem așa, 15.000 creșa, 25.000 nu, școală. Nu. Jumătate de milion o să coste școala lui. Ideea este în felul următor. Da. Investiția în educație așa este cea mai importantă. Corect. Nu mașină, da. Nu cred casă. Că doar că nu fumezi merită jumătate de milion. Deci. Nu? Pă bune, deci nu mașină, nu casă. Eu zic că e legat cât de cât. Fii atent. Stai. Sunt nu, atentă, fii cred, cred zi, contează, zi, contează zi. Că e la British School, asta vreau să zic. Pe asta vreau cum să e zic tu, și cum e educă și de altfel, să știi că n-am făcut niciodată lecții cu el. Aha. Și la British School de 13 ani, că deci tu vrei să spui ești că în 11, sistemul... nu, ești în 12 și mai mult. 12 și cu ceilalți deci 3, sistemul 15. De învățământ privat, chiar dacă costă foarte mult, chiar dacă costă foarte mult, îți dă această protecție, da? Deci dar nu e garantat. Nu zic de privat. Asta vreau să zic, nu e de privat. Nu este de privat în primul rând. Eu vorbesc de o anumită școală. Private. Da, vorbesc de o anumită școală. Corect. Școala corect. Asta chiar este foarte, foarte, foarte bună. Am înțeles. Și, deci nu am făcut lecții cu Albert niciodată, nici când eram mic, nici când eram mare. La mandarină. Ce fac eu cu el mandarina? Dar niciodată, din chineză. Da, știu nici... că e chineză. Auzi? Tu știi limba chineză? Dar gândește-te și tu. Hai, toate și mie. Deci, fii atent. Zi bună seara în chineză. Bună seara, nu știu, că nu eram așa bine, de formă. Bine, zi bună, zi. Mă cheamă Albert. O jiao ambang. Ambang înseamnă Albert? Da. Tare asta. Auzi, da. Dana, deci fii atent o treabă. Multe din ce a făcut Albert s
sunt datorate educației pe care a primit-o de la British School. Okay. Și începem cu partea de independență, de cum să se comporte în spațiu cu multă lume. Începem cu partea de a avea grijă într-o tabără, într-o singur să se descurce. Da, să se descurce. Îi învață să fie survivors. Exact, dar cel mai important este că acolo a construit o mașină electrică. La un club care se numește Innovation Hub, acolo a fost atras de lucrul ăsta, a construit mașina electrică și s-ar putea să fie pentru el un viitor. Pentru că el, de exemplu, se pregătește în principiu pentru inginerie automobilistică, pornind de la pasiunea lui pentru mașini, că este pilot, da. Și extrăgând de fapt această extraordinară experiență din British School, de a construi o mașină electrică. Deci tu ai construit o mașină electrică și ce vârstă aveai când ai construit-o? Păi am început la 15 ani și am terminat la 16 ani. Da. Și ce ai făcut? Unde ai parcat-o? Poveste. Deci a școlii. Okay. Practic e un club extrașcolar. În cadrul campusului avem atelierul cu toate mașineriile, laser cutter, toate feluri de drills de astea. Adică putem să facem acolo orice din titan sau titanium. Ca un fel de mini NASA, așa. Adică da, putea să faci inclusiv o navă spațială, o rachetă. Da, pe bune. Da. Dacă ai piesele, probabil. Și deci tu ai făcut mașina asta electrică. Și ce? Da, eu și echipa mea am început 5. Deci, și a terminat 2. 2. Deci am început 5 în 2021-2, gen în year 10. Acum sunt în year 12. Deci am început în year 10. În anul 12-lea. Okay. Da. Da. Am început 5, a venit războiul atunci cu Ucraina. A plecat o fată. Okay. Este era frică de război și a plecat din România, nu înțeleg. Da. Așa, în fine. Am rămas 4. O fată a plecat că a venit la altă echipă un băiat de care îi plăcea. Asta am aflat și eu acum. Am rămas 3. Am terminat anul ăla toți 3. Că am făcut primul an, am făcut șasiul și gen să meargă mașina. Bine, dar s-a făcut design-ul. Da, deci ați început cu design-ul. Deci a durat ceva. Șasiului. Da. Am făcut gen mașina care să meargă și după aia în al doilea an am făcut bodywork, adică cum arată caroseria. Mașina pe exterior. Ok, modelul în sine, da. Dar voi ați fost asistați în toată chestia asta de niște profesori sau așa după? Nu ne-a făcut pentru noi, gen profi. N-au făcut nimic pentru noi. Și nici nu vreau să ne zică din prima. Uite, ziceam că I'm stuck, ce să fac aici, știi? Nu ne zicea din prima, zicea figure it out, știi? Adică descurcați-vă. Descurcă-te. Da. Oh, foarte tare. Acum înțeleg. Dacă ziceam, stăteam 2 săptămâni pe o chestie mică, interveneau. Da, veneau, da. Și vă spuneau. Bun, deci practic, ai construit o mașină. Te-ai dat cu surf-ul, ești pilot de raliu. Vreau să știu dacă ajungi vreodată, avioanele nu te interesează? Stai puțin să termin aia cu mașina, că m-ai întrebat unde o am. Da, am terminat-o, am lăsat-o în amândoi, gen și în primul an și în al doilea an, pe circuitul la Titi Aur, aici lângă București. Da. Dar după aia am mers în Laponia. Da. În al doilea an. Am mers cu mașina în Laponia. Pe bune. Nu te cred. Noi am mers cu avionul, da. Deci asta au organizat. Și mașina stil Formula 1. Gen, arată ca una de Formula 1, să zicem. Ok, acum, stop. Da. Acum intervine businesswoman-a din mine. Păi măi, Romanița, prototipul ăsta pe care l-au făcut ei ar trebui brevetat și ar trebui să nu fie al școlii, ar trebui să fie al vostru. Nu, că e făcut acolo cu instrumentele lor. Am făcut, acum costă clubul. Da, când am făcut noi nu costa clubul, am plătit numai excursia în Laponia. Am înțeles. Deci a fost foarte mișto. Deci a fost o experiență. Deci ești un... Și acum e pe acoperișul școlii, mașina. Pe mâine. Eina. Da. Mașina făcută de tine. A fost pe acoperișul școlii. Adică intri în școală, prima dată ce vezi mașina. Toți care intră. Ce tare. Mamă, deci asta, știi cum e la ei chestia asta? Cum era pe vremea noastră, Romanița, când te punea la panou școlar cu nota 10, premiu cu coroniță. A luat Innovation Hub, premiu cel mai cel, care poate fi luat la British School, o cupă foarte mare pe care scrie numele lui. E. Și rămâne acolo. Ok. Rămâne deci, acolo, în școală. Mașina pe acoperiș, ai mai luat ce ai mai luat. Îți stă bine freza, să știi. Degeaba te uiți în monitorul ăla. Avem un monitor acolo. Trebuie să te tunzi. Stați așa.
Am de la partenerul nostru care ne susține emisiunea. Draga mea, tu cunoști produsele astea foarte bine. Este vorba despre produsele GeroVital. Super, da, chiar vreau să ți le ofer. E și cartea mea acolo. Pentru că, apropo de, știi, ritualuri de îngrijire și de viața unei femei cu suflet de copil. Da, din sărătorile unei femei cu suflet de copil. Iar pentru tine, mulțumesc, Albert, pentru că ești la vârsta la care cred că te bărbierești. Da. Mi-ai scris aici, asta vreau să văd. Normal că ți-am scris. Normal. Deci ai acolo GeroVital Men, fii atent, ai spumă de ras, ai after și balsam după ras, da. Tenul tău are multe de spus și la fel de multe de arătat. Reflectă-i calitățile cu noua formulă originală GeroVital Evolution. Super enzima tinereții SOD, cea mai activă enzimă antioxidantă și acid hialuronic ultra filler de ultimă generație, pentru un efect vizibil antirid și un ten ferm, complet reenergizat. Cunoaște-ți aturile. Recunoaște evoluția. GeroVital Evolution. Și acum revenim la tunsoare. La urile noastre. Da, alea sunt acid hialuronic, GeroVital Evolution, cele mai tari. Încă 10 ani mai... Spune-mi, te rog frumos, Romanița, tu ai intervenit la partea asta de cosmetizare a lui? Știi că sunt părinți... A, nu! Fiertă! Sunt părinți care, nu știu, de exemplu, mame, care le spun băieților: nu-ți rade, dragă, mustața, că ăla-i farmecul tău și arăți că ești bărbat. Sau fetele: nu te rade la sub braț sau pe picioare, că-ți crește părul mare, dragă! Nu. Deci mai mult decât atât, așa a făcut, acum nu se mai vede. Eu îmi fac desene în cap, adică și-a făcut treaba. Signatura, și-a apar făcut... acasă, am apărut acasă genchel, gen bascat. Nu știu ce i-am zis că îmi fac. Îmi place. Iată... ce figuri face Romanița. Ce cade față, efectiv, boing. Da, mă, dar lasă să se exprime, până la urmă este. Am mai făcut desene în cap, adică știu ce zic, linii din alea. Da, știu, dar da. De ce vă faceți, mă, chestiile astea? Eu fac de fan, mi se pare că nu prea contează. Imaginea contează, să știi. Da, da, imaginea contează. Tu îți dai imaginea, nu tunsoarea. Gen, ce e energie emisă tu, pe părerea mea, că e imaginea ta. Da. L-ai școlit bine, madame? Să știi, nu l-am școlit, o British School-ul a școlit. Ei, lasă, nu mai pune tot un cârca. Înțeleg că dai o grămadă de bani și vrei să le dai credite, dar nici chiar așa. Nu, deci este vorba aia, penultimul an. Știu, dar... Mai e un an și am scăpat. Dar gândește-te, chiar a contat. Deci eu am experiență. Copilul meu e de la creșă. De la creșă, în Pampers. În Pampers l-am dus. Sincer, eu nu știa să vorbească nicio limbă. Am învățat întâi engleză. Ok, și pe urmă mandarină. Super. Mandarină, portocale, merge. Dar sincer, nu știu, eu cred, uite, fiimea a făcut școala al liceul Jean Monnet, din clasa 1 până la 12. Și la fel, fără meditație, a luat aproape nota 10 la BAC, a intrat la facultate la științe politice la universitate fluierând. Adică și a făcut stat, da, la stat, școala de stat. Și am întrebat-o, zic: bă, da, tu n-ai nevoie de meditație? Și a zis: nu, mamă, păi de ce? Pentru că stai atentă la oră și pentru că profesorii sunt buni. Și când au elevi buni, stau și le explică inclusiv după ore, dacă îi rogi frumos, știi? Da, și atunci, dacă vrei, asta faci. E. Dacă vrei, cred că societatea îți dă toate instrumentele necesare, n-a ca brașul cuvântul tău, ca să răzbești în viață. Nu zic nu, dar eu am hotărât. N-am avut de ales. L-am hotărât. Asta tu voiai să fie așa mai scos în lume? El nu știe, dar e de mic. Poate, pentru că nu știu. Să-i dau o șansă în plus. Șansa în plus. Pentru că până la urmă contează până și relațiile pe care le are cu toți colegii lui de-a lungul vieții. Pentru că toți sunt unii în România, într-adevăr, și unii în lumea asta largă, știi? Da, am înțeles. Deci tu mergi pe sistemul acesta pentru că ai vrut să îi dai această șansă. Nu mai am cum să mă schimb acum, adică sau normal, am început de mic. Normal. Deci mai, dacă mă duc la școală de stat, nu știu întrebarea, că nu știu să citesc gen, ca lumea. Nu, crezi că dacă te duci... Știu să citesc în română. Știu, nu, dar gen, întreb, tu înveți în engleză. Da, toate întrebările noastre sunt în engleză și la mate, în engleză, totul... Am înțeles, dar dacă crezi că dacă te-ai duce la un învățământ de stat, la o școală de stat, crezi că ar fi așa ca într-o junglă acolo? Crezi că te-ai descurca? Copiii sunt mai strong acolo, mai, știi, mai dau din coate, mai vor să reușească, știi? Nu, pentru că la persoană, astea private, toți copiii au privilegiul că au părinți cu stare financiară, au o anumită bază. Nu e adevărat. Nu? Păi nu, pentru că la o școală cum este British School sunt și foarte multe spații.
Stai sunt puțin, lasă-mă să zic. Sunt multe spați și cărora serviciile le plătesc școala. Da, da, da. Da, mă știu, dar vreau să spun așa sunt, că la sistemul de sunt, stat în, sunt în sistem sunt că multinațională care spun așa că sistemul de stat îi călește pe copii. Adică îi aruncă într-un mediu în care chiar realmente trebuie să se descurce ca să se facă remarcați, știi? Mai atâta timp cât într-un sistem de stat există droguri. Dar nu există în licee, sistemul de stat. Nu, în există sistemul de afară stat, drogurile. Nu, în licee, n-ai cum. Copiii ăia nu ies se duc întâi acasă și după aia în fața liceului. Da. Deci nu. Atât timp cât în sistemul de stat sunt droguri, îmi pare bine că am făcut alegerea asta de când era Albert. Cu siguranță este o alegere bună. Bune. Dar acum revenim la Albert care nu și-a mai deschis ghiozdanul de... că tu ai zis așa, de aproape un an de zile. Nu, stai că de-abia a început școala. Stai puțin. Deci, hai să revenim la colecție. Deci e greu, da? A fost o muncă 24 din 24. Da, clar. Dar cred acum cât până când lansezi, știi? Zici? Eu așa zic. Auzi, Rumanița, iartă-mă, te rog, ia spune-mi tu, nu, cam deci... câtă muncă faci tu nu, și câți, cam câți ani ai nu, tu cu brandul Rumanița? 32 de ani. Așa, dar... și 32 de ani te-ai relaxat vreodată? Ceea ce a făcut el și eu, de exemplu, n-am făcut. Așa. El a început așa, și-a ales numele, și-a făcut sigla, și-a făcut site-ul. Singur? Singur! Ok. Eu mi-am ales... numele, nu mi-am făcut sigla, nu mi-am făcut site-ul. A făcut unul specializat și una și alta, da? El a făcut el pe toate. Implementarea site-ului cu restul, cu SMD-ul, cu curierul, da, 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 toată distribuția, cu clientul, toată... cu, deci el a făcut totul și bravo, lucrurile bravo. Stai puțin, adică trebuie să faci niște probe, vezi că ceva nu merge, avansezi cu probele respective. El a gândit partea de proiectul de marketing, el știe ce marketing și face. Și la modele el, l-a ajutat? Asta vreau să zic. Nu! Nimic? El și-a luat copii, colegi, prieteni cu el, niște băieți, niște fete. Au făcut ședința foto. Okay. Și în studio și afară, cu ideile lor, au umblat să vadă care sunt zonele unde vrea să facă ședința foto afară. Stai puțin, dar tu când ai făcut research, ai văzut care este trendul? Adică, de exemplu, da, colecția clar. Asta deci tu și atât tu cât și mama ta, voi îmbrăcați. Sunteți îmbrăcați în Blanco Air, da? Blanco Air. Și de, bă, na, păi, dar cum dați? Am dat follow la pagină, Blanco Air. De unde e Blanco Air ăsta? Cum ți-a venit numele ăsta? Păi Blanco e alb în spaniolă. Okay. Alb în spaniolă e blanco, așa e cuvântul. Așa. Și alb e de la Albert. Mare schemă. Da, da, da. Așa. Am înțeles. Ai gândit-o mult. Da, 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 da. Că și mama are numele, de numărul la mașină alb. Ah, ok. Deci ăla e de la Albert, că mașina nu e albă. Și R e monograma lui mama și lui tata, pe care adică o au de mult. Adrian, Iovan, Romanița. Adică și pe... până și pe gard R. avem într-un fel așa subtil pus tot R. Asta. Adrian Iovan Romanița, ce da. Frumos! Wow! Adică, realmente prin această monogramă, voi sunteți împreună. Tata da, e aici. Da, da. Deci e aici, chiar aici. Uite, stă pe canapea, și că gen... văd gecile. Chiar vreau să ne uităm puțin la ele. E din un nor, știi? Așa, și care e cel de pe pieptul mamei? Da. Da. Așa, și este buzunar la în textura norului, gen background-ul norului, se pare că nu e doar alb, așa, flat. Da. E o poză făcută de tata de un nor, gen, și practic gen, poza e în logo, într-un fel, știi? Gen, din avion a făcut-o, știi? El adică făcut, de sus în jos. Am înțeles. Deci Adrian a făcut, făcea poze din avion. Da, la... făcea da. Poze, da. Ah, ce frumos. Da, i-am făcut o expoziție. Când am lansat eu cartea, Cuvântul care ucide, i-am făcut expoziția cu tablourile, cu pozele, unele cele mai frumoase dintre pozele pe care le-a făcut. Noi ne uităm tot timpul și vedem norii de jos în sus. Da. El vedea norii de sus în jos și a făcut poze cu nori și am făcut expoziția asta cu poze. Și... normal că toate pozele sunt la noi. Și Albert a ales un nor dintr-una dintre poze și a făcut sigla cu norul, care norul e adevărat din poză, adică practic. Da, 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 și sigla este cu acele culori, adică când am registrat la OSIM sigla, deci nu știu câte erau acolo, am făcut cererea aia, erau 10 nuanțe de alb, de bleu, de albastru, de gri, de norul ăla, exact cum e în poză, știi? Ce frumos! Și pe nor este Blanco R. Și R care e semnătura lui, cum ar veni, știi? E gen semnătura mea AI și R-ul l-am adăugat acolo. Da.
Adică Albert, Iovan și Râu. Că e același chestie, știi? Albert, Adrian, ce Albert. Ce înseamnă pentru un copil care a fost, practic, știi, a avut această dragoste, atât maternă cât și paternă, până la un punct paternă, dar e o dragoste care l-a învăluit pe el, i-a dat încredere și el acum vă oferă vouă înapoi, știi, cumva, recunoștința lui. Zic bine ce zic aici? Da, nu e un fel de... mai bine. Păi nu că eu știu mai bine, eu asta simt. Nu, dar asta, asta zic că e un vibe. Apropo de ego, puteai să fii un copil plin de ego, vanitos, a, mama are bani, mama mă duce, mama mă face și să nu faci nimic în viață. Dar tu de fapt ai creat această colecție singur, așa cum singur spune mama, da? Te zbați cu ea și în același timp ai mai băgat și elementele astea care arată clar dragostea ta față, da, de părinți, recunoștința că ei, da, sunt, da, părinții, da, tăi care te-au crescut și ți-au dat toate, știi, nu ți-au frânt aripile, că sunt foarte mulți copii ai căror, da, părinți, poate din necunoaștere, poate nu-și dau seama, n-au timp, n-au, știi, sunt axați pe bani, pe eu știu, pe ceva și le frâng aripile. Este exact ce a spus mama ta, te-a lăsat să crești și să experimentezi cu ce ai vrut tu să faci. Fie că erau surf, fie că erau mașini, fie că nu știu ce, te-a lăsat, deși ca mamă, că eu mă pun acum în locul ei, sunt convinsă că stă tot timpul cu inima strânsă când te știe pe, da, tine, pe de altă parte, nu știu ce mă mașină bucur, și nu știu ce. Mă bucur, mă bucur atât de tare când văd că evoluează și când văd că face performanță și chiar a luat premii și... Adică, îți dai seama că e extraordinar până la urmă. E important să-ți încurajezi copilul și să-i zici bravo, ai făcut foarte bine. Nu trebuie să zici, a, n-ai făcut. Nu, ok, n-ai făcut bine acum, data viitoare, da, să fie bine. Dar nu-i mai ușor, Albert, să te faci YouTuber? Dacă tot știi să faci site-uri și chestii de-astea, zău să fii influencer, eram, mă. Înainte că să fac asta, influencer, am fost YouTuber, să zicem. Pe bune. Așa. Și? Pe TikTok am 25.000 de followeri. La chestia de YouTube, gen, făceam cu curse, știi, gen, chestii cu... Și online, adică știi, simulator online, filmam, cum mă jucam, bun, așa, în fine. Și cursurile, făceam vloguri la curse din viața reală, știi? Am pe un video, cel mai mult, 3 milioane de view-uri și 300.000 de like-uri. Păi și asta înseamnă că puteai să monetizezi și să-ți intre bani doldora și să fii... Da, da, nu pe YouTube am așa, pe YouTube mai puțin, dar pe TikTok. Și pe TikTok nu era monetizare când făceam încă, gen, și era puțin. Păi nu contează, da, continui. Nu știu, era greu, adică îmi lasă aia mult timp. Era diferit, m-am cam, nu pot zic că m-am plictisit, dar între vina de chestii n-am fost așa de consistent, știi? El se plictisește repede. Tot 2-3 ore pe zi îmi lua să editez un videoclip. Da, da, asta ți-a mai mult colecția. Nu? Dar acum ce încerc să fac, să mă schimb? Nu. Tu ai contorizat câte ore ai depus acolo până în muncă? Până acum e plăcut, nu e muncă. Eu nu zic că e muncă, știi? Nici YouTube nu era muncă, știi? Uite, asta e un cuvânt magic, nu e muncă, pentru că faci cu pasiune. Cu pasiune, da, exact. Asta, da, cred că e foarte important să transmitem, că uite, avem aici un tânăr, un adolescent, care trăiește exact cum trăiți voi, asta e viața voastră. Și cumva chestia asta, că el face din pasiune anumite lucruri, îi dă speranța și puterea și curajul să continue și să nu se pară că este o corvoadă, că e o muncă, vezi? Că nu este o muncă. Da. Dar apropo de norișori, tu nu vrei să-i vezi tot așa de sus în jos? Adică nu. Azi m-ai întrebat. Păi vezi, te-am întrebat, la avioane n-ajungi? Că n-am mers înapoi. Dacă am bani, îmi dă Dumnezeu sănătate și așa să îmi iau private jet. Private jet, mama! Îl omul vrea private jet. Îl pilotez, dacă a zis, dacă are. Dar nu omul vrea private jet de la ea, vrea de la mine. I-am și spus că toată lumea spune că, măi, nu și-a luat carnetul de 16 ani, nu și-a luat carnetul, are 17, vreau să-și le ia până de 18 ani, dar oricum nu contează prea tare, că se duce la facultate. Și pe de altă parte i-am zis, Albertel, tu ești la facultate. Nu contează, eu de-abia spun eu carnetul. Îi mai spune Albertel. Nu, Albert, nu. Dar de ce? Îi place. Glumesc, măi. Dar mie îmi place, știi, că sunt anumiți copii care de la o vârstă spun, mama, nu mai spune. Când era mai mic un pic, nu-i mai plăcea, a fost o perioadă, dar acum nu are problemă cu chestia asta, nici cu Bubu, nici cu Albertel. Ideea este că i-am zis Albert. Dacă vrei mașină. Așa. La 18 ani, n-are sens să ai mașină pentru că pleci la facultate și ce să faci cu ea. Dar dacă vrei mașină, dacă vrei mașină, 50% pun eu, 50% pui tu. Săracu. Și a doua zi am făcut numele pentru business. Nu, glumesc. Să
vezi, s-a apucat omul de treabă. De fapt, de asta vrei să faci bani ca să-ți iei mașină. Sau un avion. Deci cumpărați blancoair.com. Vă te rog, mașină, normal, deci cum asta e, facem marketing, blancoair.com, pentru că este o colecție gândită de Albert, după cum ați auzit, din gura lui și din gura mamei lui, ea n-a intervenit absolut deloc. Spune-mi și mie, de ce este așa gen all black, așa și... Acum e all black, așa am venit noi, așa matching, dar avem și pe alb. Da, 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 ai acolo un malder de haine, mi le arăți. Sunt toate all black, nu știu, păi am venit all black. Mai ai și pe alte deci... culori sau ești da, așa? Da, avem alții negru momentan. Atât? Da. Aha. Okay. Nu vrem să facem prea mult, oricum avem serițe mari, avem blugi, baggy, așa mai lăsați, evazați jos, okay. Adică uite, dar și de băieți evazați. Și pentru fete și da, pentru, da, pentru da, uite, ăștia nu știu unde să vadă asta, nu știu dacă... Da, 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 se vede în conurile astea. Sunt conurile astea, adică care fac plugul să fie evazat și nu e nici prea skinny, o să facem și skinny jeans așa în viitor. Avem blugii noștri signature, care sunt între baggy și skinny. Hanorace, foarte bună calitate. Ia, pune mâna, nu s-o fac. Ia să vedem. Uite, arată așa și, cum. Și interiorul e, vezi, e flaușat. Da, flaușat, da, 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 da. Cu print gen așa pe spate. Da, așa. Super. Pantaloni de training atât de fete. Scrie pe față Your Life's a Dream, care e gen motto-ul nostru. Your Life's a Dream, da, viața da, ta e un vis. Dar vezi că e așa cu brackets. Da, okay, adică gen, our. Your sau our life's a dream, da. Că, ce frumos. Gen brandul ăsta nu vrea să fie doar un clothing, man, să fie un lifestyle, știi? Ah, adică ce promovezi vrea să fie un stil, un stil de viață. Cu mașini, cu avioane private, cu iahturi. Ah, deci un fel de... Stai măi, lifestyle. Și, bine, atunci vă întreb alt lucru. Te întreb, că ea nu are treabă cu colecția ta. Cum ai gândit prețurile, drag Albert? E, că dacă e vorba de avioane și de iahturi, presupun că sunt piperate prețurile. Nu, deci nu. L-am făcut cât mai accesibile. Ok, catch adică, para, ia zi unde stă de pe tine. Ăsta, deci de băieți, care e mai scump ca cel de fete, e 399 lei. Ok, adică, faci ca americanii cu 399 da. 99 ăla, știi? Un leu da. Ăla contează foarte mult. Da, da, da. Da. Blue G tot cam pe acolo, depinde de ce fel de blue, ăla baggy care îi folosește cel mai mult material e 429 din câte țin minte. Ăla e cel mai scump, dar în rest sunt 375, 399. Cine te-a ajutat la chestia asta cu prețurile? Adică ai făcut și contabilitatea la liceu? Eu sau? Am făcut prețurile. Deci tu ai făcut, da. Deci ai și deci tu o contribuție. Nu, eu fac contabilitatea primară. Primară, da. Okay. Deci am făcut firma special pentru el, se numește Blancoair, e înființată în august. Sunt asociat unic până la anul când el va face 18 ani și are voie, o să-i predau părțile sociale, dar voi rămâne administrator ca să mă ocup de partea financiară și contabilă. Okay, și dacă dar nu intervin în creație, nu intervin în marketing. Dar dacă vine la tine și spune că vrea bani din firmă ca să-și cumpere nu știu ce, o să faci? Nu, dar sunt conștient. Nu, el e conștient că toți banii, că de-aia și business-ul începe cu, a început cu este un startup. Precomenzi. Da. Da. Știi? E un startup. Este cu precomenzi, în primul rând, în prima fază. Dar v-ați gândit, fiind un startup, să luați fonduri europene. Și nu numai, că știu că există o linie pe care statul o subvenționează într-o mică, da, mare trebuie măsură. Trebuie să facă el 18 ani. Am înțeles, totul e la 18 ani. Păi trebuie să ai, tu n-ai dreptul să ai, că ești minor. Păi da, și tu n-ai? Eu am, păi ea e prea... Dacă ea e altă generație, nu, Albert. Adică startup înseamnă doar pentru tine, pentru prima, tine. Firmă. Da. Prima firmă. Da. Cum e și prima casă și tot așa. Da, exact. Adică pentru tine ar fi ideal la anul, de exemplu, dacă vrem să ne dacă vrei să dezvolți în sensul ăsta, când o să ai tu compania 18 ani, Blancoair, o să fii tu asociat unic și eu doar administrator. Putem să accesăm niște fonduri. Ei, vezi, deci așa se face business-ul, da, vedeți, așa într-o emisiune. Exact, da, dar apropo de case, că am zis de prima casă. Ai deja casă? Da. Hă? Două. Două? Păi oare pe aia lui Adrian de la Otopeni? Da. Deci casa tatălui, da? Cu strada, da? Strada aviatorii Adrian Iovan. Dai seama, ce mișto. Ce frumos. Deci stă pe strada aviatorii Adrian Iovan. Ce frumos. Da. Și normal mama casa, are casa. Are și mama casa în primăverii. Păi da, deci dar mama nu stă singură în casa aia. Mai deci, are, adică acum na, nu mai vreau apare să iar nu vreau să intru în zona fiu, sensibilă, exact, dar da, da, totuși eu, nu ești singură, mai ești tu, ai un partener de viață. Da, am un partener, păi, dar asta nu se exclude unul pe altul, adică nu asta e ideea. El dar relația cu Albert e Albert, poți să te întreb?
Da. Relația cu partenerul mamei. Așa. E bună, normal. E bună? Da. N-am nicio treabă. Dacă îmi faci vreo năzbâtie, îi zici lui maică ta sau te duci la el? Care e mai... Care e, știi, cu bad cop, good cop? Care e? El e mai good cop, dar nu mai, nu prea, nu fac. Gen, n-am făcut niciodată, deci, să zic. Super, ai văzut? Uite, vezi? Nu, dar îmi spune mie orice, asta da. E important, știi? Da, îi spun după ce îi spun lui. Wow! Nu mă glumesc. Dar nu se mai niciodată gen ceva. Nu, dar oricum, așa. Iulian îl învață să facă nodul la cravată. Că acum la școală știi că aici e cu uniforme. Da, știu, dar chiar vreau dar să acum întreb. 12-a și 13-a, ei nu mai au uniforme. A 12-a și 13-a și poți să te îmbraci cum vrei tu. Nu cum vrei tu. Gen formal, cu cravată și tactin. Să fie cămașa tactin. Și tu vii cu colecție sport, îți dai seama? Da. Mai bine faci una și elegantă. Un top de fete. Alea un top de fete? Ca să le dezbraci mai ușor sau ce? Acum. Nu, dar să... Deci... Nu, o să vezi... Adică sunt așa, gen, ia, poți să arată poză? Da, da, arată poză. A, uite salopeta, stai, arată salopeta asta care mi se pare. Arată-i poză cu salopeta. Lasă-mă să intervin puțin, să-l întreb dacă tot a făcut colecție pentru fete, cine a pozat colecția? Da, iubita? Nu. Păi iubitele, dacă vrei să o luăm. Nu, nu. Prietenele. Păi bune, n-am niciun interes. Nu are nicio iubită, n-are nicio iubită. Cum n-are? Nu, n-am niciun interes în modelele pe care au pozat pentru film. Asta vreau să zic. Așa, ok, asta e bine, am clarificat. Au fost alese iubitele astea. Din alte... Așa e, ia. Stați unde, ia, uite așa. Ia. Așa, e bine așa? Gata. Ia. Uite, gata, am îndreptat imaginea. Da? Despre ce vorbim? Sexy! Sexy. Cam sexy fetele astea. Foarte mișto. Așa le vezi îmbrăcate pe stradă sau în club? Așa o să le vedem cu toții, că toată lumea o să poartă blancoier. Toată lumea. Toată lumea. Da. Deci o să fie uniformă. Uniformă. Ca la comuniști. Știi și el de comunism. Arată pozele alea făcute la această seară. Da, lăsați-mă să termin cu iubitele. Deci cum adică iubite? Zi, Albert. Nu, ești liber pe piață? Seriously? Da. Ești bachelor? Ești burlac? Deci, uite, asta e salopeta. Salopeta e să ai fund de la lucrat. Auzi, Romanița, pentru salopeta asta trebuie să ai posterior de la siliconat. E superbă salopeta. Păi da. Nu e siliconat, deci e măriuca. Deci astea nu sunt pentru noi, babetele. Dar nu e pentru adolescenți. Vă pune salopeta asta, vă stai exact. Uite, mama e îmbrăcată. Deci, în primul rând, poate fi o provocare și pentru noi. Iar tu vorbești cu picioarele tale de rută îmbrăcată și în rochia făcută de tine, dragă, creație după Coco Chanel, așa o reinterpretare a Romaniței, când Romanița a zis: hai, dragă, că trebuie să fii iar manechin și să pozezi și să prezinți pentru mine. Și ți-am zis, pe bune, Romanița? Ai fost pe întâi. Am fost pe întâi? Lasă asta. Dar am mai primit oferte între tine și eu și Romanița. Nu o să vă vină să credeți. Deci fii atent, noi suntem la mare căutare, Albert, acum. Ar cam trebui să ne iei acum cât suntem disponibili. Exact, exact. Dar nu mă întreba cât te costă. Că sunt un bun negociator. Uite, aici e și afară. Afară. Un fel de... Măi, uite, vedeți, asta e puștimea în ziua de azi. Deci vouă vă plac hainele astea foarte confortabile, foarte laid back, așa. Dar de ce? Adică vreau să fiți mai, nu știu, uite, de exemplu, fetele să fie, ele sunt sexy aici, dar feminine, vreau să fie mai feminine. Să știi că au și momente când sunt foarte feminine. Când? Și pe de când? Că eu nu le-am mai văzut de mult așa. Atent. Eu mi-aduc aminte, mai țin de Costel? Costel, hairstylistul, da, de pe vremea noastră. Așa, el există încă. Normal că există așa. Și bine. Și mi-aduc aminte când am fost la Sibiu. Da, e sexy, dar nu e feminină. Sorry, Albert. Nu, hai, lasă-mă să zic ceva acum. Spune. Și când am fost la Sibiu și a fost Caeru la Sibiu, da. Și eram, uite, deci ea e îmbrăcată cum sunt eu acum îmbrăcată. Păi da. Exact. Deci am intrat în chestiunea aia în care fata asta a intrată. Păi e foarte bine. XS în pantaloni ăștia. Wow. Deci fii atent. Și mi-a zis așa. Când eram pe acolo, umblam pe hol, pe nu știu ce făceam pe hotel. Tot, cu toții, da? Că eram cazați la un Sibiu, okay. Și ce ți-a zis? Așa. Marele Costel. Și mi-a zis, Romanița este sexy până și în training. Asta e. Exact. Cum să și de unde vine asta? În training. Nu trebuie neapărat să fii sexy că vii cu o rochie până aici,
sau cu nu știu ce pe aici, sau cu nu știu ce pe nu știu unde. Deci poți să fii sexy și sau feminină, da. Sau feminină și în training. Cum sunt fetele astea care au pozat, care mi se par oricum și sunt adolescente, adică practic cât au? 16 ani? 17 ani? 18 ani, 16 ani. Da, Măriuca are 18, cea în salopetă. Sunt 3 de 18 ani. Măriuca, de fapt, care balerină și care a fost muza mea de inspirație pentru două colecții. Ah, frumos. Tango și Black Swan. Spune-mi și mie, Romanița, totuși, generațiile astea tinere care te înconjoară pe tine, că na, ai băiatul normal, de vârsta asta și normal, te și menține frumoasă, tânără, activă, nu? Că noi femeile la vârsta noastră mai ne gândim că mai avem și o menopauză, mai avem și o nu știu ce. Da, eu n-am nicio problemă, n-am avut nici când... Cum, asta ar fi secretul, nu știu, tinereții fără bătrânețe, al longevității, să creăm punți de-astea de conexiune cu generația tânără, să, deci, eu sunt să furăm implicată de la ei așa, nu, energia. Nu furăm, până la urmă, vorba energia, vine, ghilimele. Energia vine fără să o furăm noi, pur și simplu. Înțelegi? Deci eu, normal că sunt prezentă în viața lui Albert și automat am parte de aceste bucurii. Să văd tineretul în fiecare zi, să văd fetele, să văd băieții, cum se manifestă și să știi că sunt foarte, foarte bine și educați cu toții. Și îți place, da, trendul ăsta, adică pe care, și drumul pe care au apucat ei, și societatea, și generațiile astea care sunt tot timpul în alertă și sunt cu telefonul în mână și au internetul. Zi tu, cum te simți? Ca peștele în apă, presupun, nu? Nu da. Simți că, nu știu, uite, de exemplu, a zis mama ta că tu oferi un buchet de flori unei fete pe care vrei să o curtezi. Se mai curtează nu, în ziua de azi? Să curteze, păi nu știu, se mai... Se duce în vizită. Ok, doar în vizită. Se duce în vizită, nu se duce în vizită fără dar un buchet de flori. Dar prima zi de dating, de exemplu. Nu, așa. Când vrei, de exemplu, să găsești o fată care să, nu știu, să ai așa, o relație de prietenie. Da. De prietenie, ce faci? De prietenie te duci, sau... Auzi, te duci pe Tinder? Sau unde, pe unde o cauți? În cluburi? Sau unde? Pe bune, unde o cauți? Knockout. Unde o cauți? Da, nu cauți. A, vine ea spre tine. Da. Haide mă, deci cum? Zi, unde? Care e mediul ăla cel mai propice păi, pentru așa ceva? N-ai știi cum că foarte un mediu tineri. Setat. Mi se pare oriunde, adică și pe stradă și pe... Pe bune. Și ce faci? În metrou. În... Și te duci și o agăți așa pur și simplu? Hello, bună. Ce faci? Eu sunt Albert. Vezi să-mi vede? Cum eram când eram mici. Păi ai asta zic așa, nu? Când păi erai da, da. Mică, nu? Da, ceva de genul. 3 ani, bună. Vrei să fii prieten? Păi bune. Da. Da? Nu zicea din cea de persoană. Aha, da, okay. Sigur. Am crezut că faceți în continuare, la fel cum făceam și noi pe vremuri. Nu știu, nu e așa complicat. Nu trebuie să dai overthink la treaba asta. Vine natural. A, da? Da. Și cu mesaje, cu emoticoane, cu dalea? Cu nu merge să vorbesc cu mesaje. Nu? Nu, că îmi irosesc timpul foarte mult. Vreau să telefon. Dacă vreau să zic ceva, sun. Sau maxim dau mesaj vocal. Gen, văd lumea într-una pe Snapchat, stă numai pe mesaje, pe poze. Adică mie simt că îmi pierd timpul degeaba, știi? A, mai bine mă uit cu ochii pe în cer decât să dau mesaje. Mai bine să facem vizită. Da, mai bine mă duc în vizită. Ah, interesant. Da. Știi, mă tot gândeam cum comunică ei, știi? Că nu mai e cum o făceam noi pe vremuri. Eu cred că știi? Dacă te bagi o fată, poți să te duci la ea să zici bună, vrei să fim prieteni. Aha. Și este și așa. Adică nu contează că abia dacă te bagi o fată, poți să faci ce vrei tu. Gen, poți să vii la ea cel mai penibil și dacă chiar te place, nu contează. Dacă e așa half-half, da, te să o mai convingi cum vii, cât de... Șmecherie sau whatever, știi. Bună, eu sunt Albert, dar lui Romanița Iovan. Nu cred că vreodată o să te-ai folosit vreodată nu, de numele că, mamei că ca nu, să... Nu, adică nu-i prea cunoscută la fete din astea mai de vârsta mea. Te-a făcut demodată și... Păi nu, dar e normal. Gândește-te că deodată diferența între noi e de 42 de ani. Imaginează-ți dar mamele, mamele. În schimb, da. Eu cu mamele sunt... mai prieten, sincer, decât cu fetele. Pe bune. Păi știi cum se spune? Ce? Mamele mă cunosc. Da, păi știi cum se spune că dacă vrei să ajungi la inima unei fete, trebuie mai întâi să o vrăjești pe mamă. Da, exact. Da, da. Nu? Și am zis că le-ai cu gătitul, da? Și ai făcut mese de-astea în... Am, în amica, am zis un concurs, a venit în juriu
un domn de la MasterChef, Popescu, gen, așa, da? Și da, Popescu, cel de la Fratelli. Ok. Și încă doi bucătari șefi și am câștigat. Concursul. So you think you can cook. Deci am câștigat. În cadrul școlii britanice care... Oh, God, iar mă luați cu școala asta britanică, no, adică m-ați terminat. Și care chestia? Chestia e în felul următor. Că eu nu gătesc, fac numai salate, foarte bune, într-adevăr. Mi-a zis Albert acum câteva zile, mama, tu ai reinventat salata. Deci îți dai seama, dacă, oh, nice, dacă începe copilul să mănânce salată, salată, salată de multe ori, înseamnă că chiar îi place, că și salata e foarte așa complexă, știi? Deci tu nu știi să gătești, ok, decât salate și atunci... Se mai întâmplă. Uite, uite-l mă ce face! Auzi? Deci mai vede că mai sunt 3 minute din emisiune. Da, da, da. A văzut? Am văzut? Ai văzut, nu? Nu, am văzut. L-ai văzut? Că a făcut... E instinctul. Și de multe ori, dar n-am timp să fac. Pot să fac acolo, să pun repede în tigaie ceva. Și ce, intervine el, nu? Și face Albert singur, asta nu înțeles. Nu mor de foame, asta e ideea. Am înțeles. Deci, măi fetelor, deci ca să înțelegeți. Acum, în Blanco o oră am stat, am discutat blancoair.com, intrați pe site-ul lui. Nu așa că trebuie foarte repede. Și bă, tu îți dai seama că ai stat de vorbă cu două, vorba aia. Două muieri, două trecute femei, de 50 două de ani. Doamne. Mă, tu îți dai seama, lasă-mă, muiere. Deci tu două îți dai seama. Deci, auzi, nu, eu îmi dau seama ce oportunitate inedită am avut să fiu aici. Ai, mă, Dumnezeule! El e Don Juan, fiant. Deci ăsta e, deci le omoară. Nu știu că el crede în cuvintele pe care le spune. Le crede? Am crezut că e vrăjeală. Da, nu e vrăjeală. Chiar nu e vrăjeală. Glumesc. Dar mă bucur enorm de mult că, uite, există tineri ca el care nu consideră o pierdere de timp. Cum ai spus că mesajele pentru tine sunt o pierdere de timp. Eu sunt convinsă că, adică sper din tot sufletul că această oră pe care am petrecut-o împreună n-a fost o pierdere de timp. Nu știu. Nici pe aproape. Super tare. Așa. Măi, știi ceva? Eu cred că mi-a venit o idee. Și am nevoie de comentariile voastre. În prima trip, să ne cu tine. Nu, aș vrea de acum încolo să încep să aduc invitați. Uite așa, ca voi, știi, mamă cu fică, băiat, mama, fică, fiu, cu ce. Da. Măi, frate, pentru că avem atâtea de învățat de la... Uite, Teo Trandafir a fost aici în emisiune acum 2 săptămâni și asta a spus, băi, fraților, dacă voi nu vă conectați cu generația tânără și nu învățați de la ei, sunteți pierduți. Pentru că n-ai cum. Da, trebuie să ne upgradăm. Și invers. Cum? Că dacă te înveți cu generația asta de acum 100%, ești la 50 de ani drogat, te îmbraci și... Da, gen, na. S-ar putea, într-adevăr. Gen, trebuie să luăm și noi de la voi și de la ce ați trecut, ce povești aveți. Ce a fost bun, exact. Și gen, prin ce ați trecut cu comunismul și cu astea unii și dintre voi. Și nu numai, stai, da. Sunt mai multe povești. Bun, deci vreau să spun că asta a fost discuția noastră. A trecut o oră, uite așa, și mă bucur enorm de mult că am avut ocazia să te cunosc pe tine, Albert, mai bine, pentru că pe mama o știu de mulți ani și întotdeauna am admirat la tine romanița, odată farmecul tău personal și frumusețea asta pe care tot timpul ai știut să o cultivi, dar atitudinea, în special atitudinea, și m-am bucurat foarte tare că, uite, ai spus eu am fost mamă pentru el și atât. Mi s-a părut foarte tare chestia asta, pentru că femeile în ziua de azi, știi, vor să fie, să au preluat și partea masculină cumva, din păcate, și vor să fie ele așa, pe toate meterezele, să fie cele mai tari. Și asta nu știu cât de bine este pentru echilibrul emoțional al copiilor. Da. Asta vreau să zic, știi? Da. Iar Albert se vede că e un băiat foarte bine educat și mă bucur enorm de mult, Albert, că ai spus cu mesajele, că ai spus cu... Deci, genial, pentru că mi se pare foarte important să nu pierdem această conexiune față în față, știi, cu... Exact. Să stai interlocutor, mai interlocutor, normal. Exact. Zici că vorbești cu cineva gen un an pe mesaje, dar și că te cunoști foarte bine, dar de fapt nici nu-i vezi în viața reală, adică exact. Nu-i cunoști deloc. Și într-o lume de fake-uri, niciodată nu, exact, nu ai de încredere. Unde să știi, Doamne, cu cine este de partea cealaltă în această lume virtuală. Deci, iată, aceasta a fost emisiunea noastră. Sper că v-a plăcut discuția. Două generații care, iată, s-au unit și care au arătat că există un numitor comun, că există principiile alea clasice, da, care, iată, răzbat. Dar ce faci, mă? Ce faci acum? Videoclip.
Tu faci videoclip? Da. Da, deci îi lăsăm pe tineri cu videoclipurile lor, cu TikTok, Instagram și Facebook și whatever, nu, Facebook-ul e al nostru. Vă doresc în continuare o seară frumoasă. Nu este pe Facebook acum și pe YouTube. Și data viitoare o să vă surprind din nou cu alți invitați, cu poveștile lor pline de farmec. Mulțumesc mult, Tătă Romanița și Albene, pentru invitație și pentru seară frumoasă. Și nu uitați, blancoair.com, păi ce, că m-a plătit bine. Nu! Ha ha ha.